Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vorbim despre menirea omului pe pământ, convingeri religioase, scopul omului în viață, care este? V-ați pus această întrebare? Mie mi se pare o întrebare destul de bună. Până la urmă, cred că e singura întrebare care are șanse să nu primească răspuns până la finele vieții. Sau cine știe, poate primește pentru unii mai repede. Haideți să aflăm. Pensionar. Și înainte? Șofer. Sunt operator la TRV Eberguri, automotive. Am înțeles. Interesant. Da. Interesant. Lucrez la un magazin de instrumente muzicale. Un inginer, tehnolog sunt. Trebuie ca să întrețină. Ok. Doar atât? E, și mai multe, mai... Familie. Da. El de fel de... Da. Să fie mai bine, să aibă cu ce trăie, să aibă un salar decent și să aibă cu ce purta copiii în școală, în primul rând. Așa. Da, și să nu mai fie atâtea omoruri, crime, furturi, asta e cel mai important. Că se întâmplă foarte multe pe pământ, foarte. Adică să fie oamenii mai buni. Da, sunt și o parte de oameni mai buni, nu poți să spui că chiar toată lumea e atâta de rea. Până la urma urmei toți suntem răi, toți păcătuim, toți, nu? Până la urma urmei, da? Asta e, asta e viața, așa o ducem înainte. Omul se naște, trăiește și apoi moare. Ok. De ce faci asta? Așa este lăsat de la Dumnezeu. Să treacă prin viață, să se nască, să se ocupe, să-și întemeieze o familie, să facă un copil, să aibă grijă de copii și mai apoi... Nu, pot să vă dau un... Menirea lui, din punctul meu de vedere, ca și inginer, noi producem, suntem dintr-o fabrică de pâine și producem produse de panificație, da? Deci asta facem noi în fabrică. Eu, ca tehnolog, ofer calitate, în primul rând, da? Și în momentul în care... Și puteți să ziceți care e menirea omului pe pământ. Până în momentul de față, informațiile acumulate până acum. Din ce punct de vedere, religios sau la ce vă referiți dumneavoastră? Care e cel mai important? Nu știu ce să vă zic acum, chiar n-am. 8 clase. Aha, școală profesională. 10 clase. Facultate și master. Inginerie alimentară, chiar aici, la dumneavoastră. Da, da, da. Ortodox. Am înțeles. Convins? Da. Ortodox. Convins? Da, problema este că mergem și la Sfânta Biserică când avem timp. Dacă în privința serviciului schimburi din noapte și nu prea îți permite ca să lipsești o zi de serviciu pentru că viața e scumpă și sunt foarte multe de... Eu sunt o creștin ortodox și așa voi rămâne până tot timpul. Creștin ortodox. Am înțeles. De-aia v-am și întrebat. Sigur, da. Am normal. Înțeles. Chiar dacă ar fi orice religie, toată lumea crede într-un singur Dumnezeu. Eu, din punctul ăsta de vedere... Ce se va întâmpla? Ce scrie în Biblie, cred că, nu? Așa. Deci o vom duce așa multe mii de ani acum înainte, sau? Nu, chiar. Ce să zic eu? Ce scrie în cărți sfinte, cred că așa se întâmplă, așa va veni. Adică Apocalipsa. Da, da, da. Să sperăm mai bine, în mai bine. Ne gândim la mai bine și pentru copii, și pentru noi, și pentru bătrâni, pentru toată lumea. Asta e cel mai important, să fie bine pentru toată lumea. Lumea de rând o să muncească în continuare. Așa e, tot timpul o să trebuiască să muncim ca să avem ceva. Tot cei de rând, tot o să muncească la fel de greu ca și până acum, cu studiu sau fără, nu e ușor. Ca să-ți faci un trai mai frumos, să trăiești mai ușor, trebuie să te zbați foarte mult, să supraviețuiești. Și atunci revin la întrebarea anterioară. Care e scopul final dacă faci asta? La sfârșit, probabil când mai ajungi la anumită vârstă, îți vei da seama că nu ai muncit degeaba. Vei vedea că ai un copil, că i-ai pus cât de cât în rândul vieții, au făcut o școală, le oferi ceva.
Și știi că nu ai trăit degeaba pe pământul ăsta și nu ai făcut umbră pământului degeaba. Nu pot să vă zic. N-am ce să vă zic aici. Înspre mai bine, înspre mai rău? Nu, cu siguranță, înspre mai rău. Sper că vă plac întrebările noastre. Mie cu siguranță îmi plac, de asta le-am și pus în această emisiune. E drept, nu întotdeauna fac doar emisiunile care îmi fac plăcere, dar aceasta de astăzi cu siguranță îmi face o mare plăcere. De ce? Pentru că omul intră într-o roată, se învârte de cele mai multe ori în viața sa, exact ca, cum se cheamă, șoarecel ăla de laborator, că îl pui pe o roticică din aia să facă energie și el tot aleargă și tot aleargă și tot aleargă și așa mai departe. Ei bine, din când în când își mai dă seama că în stânga lui este lumină, că în dreapta lui mai este un șoricel la 3 pași mai încolo care face același lucru, că mai este încă unul care stă să cadă mort, nu știu de, din ce motive și ce teste. Sper că vă gândiți și încercați să înțelegeți metaforile care vi le transmit în momentul de față. Și totuși am găsit oameni care, în momentul în care le-am pus această întrebare, care este menirea omului pe acest pământ, din ceea ce făceau, dintr-o dată, uite că la asta nu m-am gândit, sau cel puțin în ultima perioadă. Eu zic că tot timpul ar trebui să ne gândim și rezultatul la ce facem noi și alegerile care le facem să fie în funcție de acest lucru. Că este o vorbă din aia că dacă nu știi în ce direcție alergi, degeaba alergi. Dacă nu știi unde vrei să ajungi, este inutil în anumite condiții tot ceea ce faci. Nu musai, dar de obicei așa se întâmplă. Dacă aveți idei, vă aștept pe www.bbf.ro, pe Facebook Viața Bate Filmul, sau puteți trimite SMS-uri. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Până la urma urmei, toți suntem răi. Toți păcătuim, toți, nu? Până la urma urmei, da? Asta e, asta e viața și o ducem înainte. Sunt Florin Irimescu, ne aflăm la Valea Putnei, locul unde s-a înființat cea mai veche păstrăvărie din România. Prima cobză a fost făcută în Valea Putnei, în 1896. De atunci, meșteșugul s-a transmis din generație în generație. Meșterii care astăzi afumă păstrăvul sunt în competiție doar cu ei însăși. Produsele Valea Putna se găsesc la hipermarketul Real Suceava. Real sprijină economia orașului și a regiunii. Creștem împreună cu clienții și partenerii noștri. Real, fără egal. Știi că ce are învățământ Fălticeni este pentru toată lumea? Cum? Și eu pot lua un împrumut de la ei? Da, indiferent de profesia ta, fie că ești cadru didactic, asistent medical, militar, constructor, pensionar sau student, indiferent de domeniul de activitate, poți aplica pentru un împrumut de la ce are învățământ Fălticeni. Acum poți lua până la 30.000 de lei și ai taxă de înscriere zero. Ce are învățământ Fălticeni? 0800 827 227. Te așteptăm în cele 22 de agenții din județ sau pe www.ceare-învățământ.ro.